În urmă cu mai bine de 14 ani, catastrofa ecologică de la Baia Mare înspăimânta câteva țări vecine României. În noaptea fatidică de 30 ianuarie, iazul cu cianuri s-a spart, iar sute de mii de metri cubi au contaminat câteva râuri, ajungând în Dunăre, apoi în Marea Neagră. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Gabriel Geamănu a mers la Baia Mare pentru a afla dacă urmele dezastrului din anul 2000 persistă. Cronica unei catastrofe uitate. O anchetă de Gabriel Geamănu. Dosar România. Miercuri la TVR1.